O nouă zi, un nou vlog. Astăzi mergem la Arsenal Park în Orăștie și facem cam 2 ore din Timișoara. Sper să ajungem și pe la Gardini Vizori, Hunedoara. Este ora 7.39, m-am trezit la 7. Am apucat să mă pregătesc. Sar repede în haine, termin cafeaua și plecăm. Hai să vedem ce găsim acolo. Cam asta este ținuta de scandal. O să-mi iau ASICS-uri, pentru că eu de obicei, ce credeți, nu mă îmbrac corespunzător, nicăieri. Întotdeauna sunt pe lângă subiect. Aici este Cosmin, care este foarte pregătit. El de-abia așteaptă. Și am plecat. Ești pregătită? Pregătită pentru noua noastră aventură. Aia nu s-a spălat pe tine deloc, man. Aia mâncat măr, nu? Da, mâncat măr. Profesorul nostru de fizică. Dimineața și seara mâncat măr. Și ce să vezi, avea și dințel. Ne-am oprit la Coșevița, la Bord. Este un food truck și, sincer, eu chiar îmi doresc o cafea bună să beau și să vedem dacă găsim. Locația arată super bine comparativ cu tot ce este în zona, că suntem mai unde se dă 18 de bine și acum vă arăt, doar să știți. Ți-i foame sau nu? Ce foame? Da. Și am descoperit că această masă este făcută din două boxe. Ce idee cool! Îmi place! Facem acum? Mergem spre Arsenal. Bun! Am ajuns la Arsenal, ne-am parcat și mergem către intrare. Vrem să facem niște trasee, să vedem cât de dificile sunt, cât costă. Acolo este aquaparkul și un avion. Și trupa de soc în spate. Acestea sunt activitățile pe care le puteți face. Intrarea a fost 30 de lei de persoană și pentru că noi vrem să facem și câteva trasee, este extra 50 de lei. Deci, până acum, 80 de lei. Și am intrat în parc. Am decis să dăm o tură scurtă și să vedem ce se întâmplă aici, după care să ne putem echipa și noi, echiparea se face în zona aia. Aici este și o zonă de terasă, vă puteți cățăra. Aici este de pe tiro. Ah, ok. Deci este un loc de tras cu arcul. Activitățile care se pot face. Tractor de artilerie pe șenile. 60 URSS. Cam așa arată o căsuță. Este super mascată. Sincer, nu știu cât costă una. Au și sala de conferințe. Interesant pentru corporate să vă aduc în Arsenal Park. Aici se face foc de tavără, este un bar cu terasă. Acestea sunt prețurile. Până acum suntem super chill și light, asta până ajungem și noi pe traseu. Ne-am decis să facem plimbarea asta. Vedem după traseu cum mă comport, că la ultimul vlog mi-am spart genunchii. Și nu era nimic complicat acolo, trebuia doar să fac niște poze. Hai să vedem prețurile la cazare. Vedem? 565 pentru două persoane. Locul de joacă pentru copii. Tank, sunt ca un tank. Bun. Soldat sunt. Și aici este o cazare mai specială și tancul acesta, de fapt, ar fi patul înăuntru.
tare. Make love, not war. Yes. Și ghiciți ce facem în TikTok. Ce avion. Asta chiar este mega vechi. Bine, se și descompune. Am intrat în aeronava asta, care este foarte veche. Și puteți să vedeți aici cabina pilotului. Foarte interesant și chiar vă recomand. Bine, este vintage rău, să știți. Anyway, ne-am distrat copios în acel avion. Am filmat un video super funny pe care îl voi posta pe TikTok și mă gândesc dacă să-l pun și pe shorts. Mai vedem. Te filmezi și eu invers? Pe TikTok? Ne-am echipat și urmează instructajul. O galbenă cu un albastru. Asta înseamnă tirulea. O să găsiți o cordelină, trageți de ea și o să vină rola la voi. Cordelina de preț. Am făcut instructajul și hai să începem să vedem cum este pe traseu. Și cursa Exatlon România începe cu Flavia. Wow! Crazy. Ce fac? Te pui, te ții cu așa, hai! Hai! Cum ți s-a părut? Foarte, foarte solicitant și am făcut doar primele două trasee de începutul. Da! Flavia și Ovi. Mă refer foarte solicitant pentru începător, nu pentru noi profesioniști. Altceva. A, de asta te țineai. Marina la puică. Bine. Alte face. Găsi două maimuțe. Ovi, Cos, ia uite-i. Aveam făcut o pauză de cafea. Iar o limo. Și uităm la băieți. Acolo. Acolo. Unul s-a dus pe traseul negru și unul pe cel albastru. Cel roșu era închis. Da, foarte fain, super interesantă acțiunea asta. Merită încercată. Și este și super solicitant. Anyway, dacă veniți, puteți să veniți cu niște mănuși, vă puteți cumpăra și de aici. Aici costă 15 lei, pentru că sunt acele fire așa mai groase și trebuie să vă țineți de ele. Și vă solicită palmele. Schimbat, ne-am luat tricourile cu scorpie. De două scorpii. Scorpie blondă, scorpie brunetă. Și mergem înapoi. Facem niște poze pentru scorpios. Am și bocanci. Desigur că mor de cald, dar suferim. Ce să facem? Găsim și un teren. Și ce credeți că fac eu aici cu Flavia? Poze. Poze. Am terminat shooting-ul. Au venit și Flamingo Boys. Acolo mergem. Mergem să mâncăm. O varză. O varză pe varză. O varză pe varză. Mergem să mâncăm. Și după care mergem să facem ce? Să ne dăm cu ATV-urile. Am uitat că ne dăm și cu ATV-urile. Mergem prin viață să ne dăm. Să cumpărăm.
De să vă arăt cea mai curajoasă fată de la Arsenal Park. A băut undeva la 3 cafele. Deci, nu mi-a fost frică. Puțin la început pe tiroleană. Mă doare aici că nu știu ce am făcut. A, încă o de lume. Încă o de lume. Comanzi oamenilor Arsenal Park. Da. Este foarte drăguț. Puteți să încercați, este ușor. Poate să fie și greu, dacă poate vă... Poate și foarte greu, obi știe mai bine. Doriți să vă aventurați, este un traseu negru, este cel mai greu din țară. Din 150 de oameni care au intrat pe el, doar 15 l-au terminat. Crazy! 15 jumate! Ovi acolo! A făcut doar jumătate. Da, dar merită, chiar merită. V-am mai spus, poate sau poate nu v-am spus. Intrarea costă 30 de lei și 50 de lei ca să faceți aceste traseuri, aventuri, sau cum se numește? Da. Aventura Park. Așa. Și în total este undeva la 80 de lei. Peste drum este Aqua Park. Încă nu știu care este prețul să vi spun, dar cu siguranță îl găsiți. Ovidiu, care e prețul la Aqua Park? 60 de lei. 60 de lei. Da, preț de Nikki Beach, Saint-Tropez. Nu, no, chiar e fain. Aici se mănâncă. Revenim cu mâncarea, dacă nu uităm. Plecați din parc, mergem în Hunedoara și vă țin posted, că nu știu exact ce facem. Trebuia să mergem cu ATV-urile, însă plouă foarte tare, așa că ne-am oprit la Kaufland și m-am luat înghețată, se numește squash și este cu vanilie. Și aici sunt Tasmin, Flavia, Ovi, fac cumpărături și Flavia are înghețată cu Nesquik. Din păcate, cu ATV-urile nu am mai fost, deoarece a plouat foarte tare, dar tot răul spre bine. Efecte speciale aici. Șef Ovidiu. Pe grătar, mergem pe jos la castel. Pe Falorisi. Facem o plimbare. Pe aici mergea Ovi când era tânăr la castel. Ficior. Nu, că n-aveam decuri pe strada asta. Aveam așa pe pipăită. Din păcate, castelul nu este luminat și nu se vede mai nimic. Asta se duce acolo. Ia să vedem. Când eram eu tânăr, mergeam acolo să facem poze. Wow! Mă, că n-aveam cu ce. Crazy! Nu aveam telefoane. Păi da. Am găsit și un suc. O comoară. Pe marginea bordurii. Buchet. Este și un restaurant super drăguț, se numește Verk. Și picură! Am găsit un salon și vitrina este genială. Desire se numește și pe lângă asta, deci Dana Ilie, deci dacă sunteți din Hunedoara, aici. Cât de tare e partea asta. O corabie, pești. În cealaltă parte sunt niște fionuri atârnate. Super fain. Astăzi plouă și mergem la Muzeul Aurului din Prad. Tot nu avem nicio șansă să ne primăm cu ATV-ul. Da, sunt foarte dezamăgit. Așa că mergem să vedem ce găsim. Am ajuns la muzeu și biletul costă 25 de lei într-un. Cred că dacă vreți să faceți poze, trebuie să plătiți extra. Lingo de aur brut. Am nevoie de ăsta să mă salveze. Muzeul este unic în lume și exponat în Europa. În Europa! V-am zis și o prostie direct. Deci este unic în Europa și exponatele sunt în stare naturală. Exact așa au fost găsite. Cât de tare! Sunt multe pietre din care se extrage aurul. Locații. Foarte interesant.
Muzeul Aurului se află în Prag, județul Hunedoara, și are câteva piese unice în lume chiar. Exponatele sunt în starea lor naturală și nu sunt prelucrate. Deci, ceva nou nu le știu. Mă rog cu Flavia, că ea ne-a spus de acest muzeu și ne-a adus, că eu habar n-aveam, că există în primul rând. Turcoaz. Oh, hai! Am găsit ceva ce-mi place. Tu ai ceva ce-mi place. Asta a fost tot la muzeu, merită să-l vizitați. Dacă sunteți din apropiere, dacă aveți drum prin Prag, intrați să vă delectați puțin ochii cu niște pietre superbe, cu aur, și să învățați ceva nou. Mergem la Gardini di Zoe și drumul nu este foarte bun. Dacă veniți din direcția Prag. Este și castelul lupilor. Vreți să vedeți cum arată? Da. Eu vi-l arăt oricum. Acesta este. Dar ne mergem mai departe. Am ajuns. Am ajuns la Gardini di Zoe. Sunt foarte curioasă cum arată. Am văzut pozele și am și un termen de comparație. Adică sunt grădinile de la Versailles. Așa că anul acesta am fost și acolo, venim și aici și vom face o comparație. Acolo se și vede deja. Dar aici o vedem pe a noastră. Bilet. Scrie 15 lei. Dacă doriți să faceți ședință foto cu un fotograf, ta-na-na-na-na, costă 300 de lei, 90 de minute. În mod special, dacă vreți să vă relaxați, acolo este o cafenea. Eu mi-am făcut poze aici cu florile, există și partea aceea în sus, ca și la Versailles, doar că mergeți pe jos și nu mergeți cu mașinuța. Și nu e atât de mare, dar per total merită dacă este. Frumoasă este această intrare, aleea asta. Măi, locația chiar m-a dat pe spate pe mine, sincer vă zic, chiar m-a dat pe spate. Asta a fost grădina, superbă, am fost puțin și pe sus. Este foarte cald, eu sunt în Bocanci, mor, like, you know. Am venit și rezervația de zimbri din Hatzeg. N-am mai văzut zimbri live până acum, deci este prima dată, așa că avem o zi super plină de excursii și aventuri. Și hai să ajungem la casa de bilete să vedem cât costă un bilet. Cred că am mai văzut totul zimbri până acum. Să nu par chiar proastă. Oh, ce cute! Și costă 10 lei pentru adult și 7 lei pentru elevi. Și hai să vedem dacă merită cei 10 lei. Eu zic că merită. Până acum suntem în pădure. De ce să nu merită? Am mai fost la zimbri. Da! Când a fost ultima dată, anul trecut, aveau și puiuți. O devinem și noi un pui și luăm acasă. Eu când am fost mică, am luat o barză acasă și am dus-o lui tataie să o îngrijească și să-i pună atelă, pentru că era accidentată. Auziți că ciupercile cu viermi sunt comestibile, pentru că dacă nu erau, viermii nu erau acolo. Wow, crazy! Pentru mai multe sfaturi de gastronomie. La zimbri. Să știți că nu aveți voie să dați de mâncare. E drăguț. Hei! Trebuie un baby! Ce faci? O, ce drăguț! Vedem! Cam acesta a fost parcul cu zimbri.
i-am arătat, i-ați văzut, sunt super drăguți, mai ales cei baby, sunt grupuri foarte mari de oameni și am avut ocazia să-i filmez îndeaproape și să văd acel zimbru micuț care este superbisim, m-am îndrăgostit de el și îmi place super mult și vă recomand și vouă, dacă sunteți în zonă, să treceți pe aici. Am venit să mâncăm la Popas zimbru, zimbrul, este super aproape și este chiar într-o curbă și noi am venit de acolo, am ieșit. Am intrat aici, mangea și plecăm la Timișoar. Ți-au luat o bere, Hațegana se numește și are și zimbru pe ea. Cute! Am dat o ceapă de porc. De fapt, toți ne-am luat. Câte... O ceapă de pui? O ceapă de porc. La cartofi frânzănești. Și noi avem cartofi prăjiți. Și o franzelă. Și o franzelă întreagă. Aici se încheie vlogul nostru, mergem către casă, băieții sunt în spate, au mâncat. Avem șofer și eu, mă bucur de privește. Ne vedem în vlogul următor! Pa, pa! Deci, băieții...